Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vom lucra împreună acest micuț puișor, puișorul Pio, pe care l-am ales din una din cărțile mele de modele. M-am informat un pic să văd dacă există pe alte canale de YouTube în limba română, nu l-am găsit, de aceea am decis să lucrez astăzi pentru dumneavoastră. Îl voi încărca poi mâine, pentru că este zi de sărbătoare. Și acum că v-am prezentat imaginea cu produsul final, voi prezenta materialele cu care vom lucra. Voi folosi firul Bravo de la Schachenmayr, un fir poliacrilic de culoare galbenă, apoi vom avea nevoie de un pic de alb, același fir Bravo, vom avea nevoie de culoarea maro, dacă aveți un maro mai închis la culoare, foarte bine, și un pic de portocaliu pentru năsuc. Apoi vom folosi melană pentru a umple jucăria, vom folosi un fir negru, acul pentru cusut lână, o pereche de ochișori, dacă aveți ochișorii de siguranță cu atât mai bine, o pereche de ochișori, firul despărțitor de care avem nevoie întotdeauna, croșetul cu numărul 2 și, bineînțeles, foarfece. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm. Nu voi vorbi foarte tare, pentru că la mine este încă foarte devreme. Este ora 2:30 noaptea și nu vreau să trezesc vecinii. Vom începe să lucrăm cu partea principală a corpului. Voi pune aici revista în față și începem cercul magic. Ca de obicei, toate lucrările amigurumile începem în cercul magic, în interiorul căruia voi lucra mai întâi primul ochi de lanț, pe care nu-l punem la socoteală, la număr, și apoi voi continua cu 6 piciorușe scurte în interiorul cercului magic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voi închide cercul magic cu fir alunecat, așa cum v-ați obișnuit că închidem toate lucrările, și din acest moment, în corespondența fiecăruia dintre cele 6 ochiuri, vom face o mulțire. Deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. 2, 4, 6, 8, 10 și ultima înmulțire, 12. Deci am obținut cel de-al doilea rând. Acum vom pune firul despărțitor și vom continua lucrând un picioruș scurt, o înmulțire. Deci începem cu un picioruș scurt, urmat de o mulțire,
Vom repeta pentru un număr total de 6 ore această secvență, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. Acum voi continua lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta această secvență pentru un număr total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Eu sper că se vede ceea ce lucrez. Am poziționat camera într-un alt mod în care să fie mai ușor să observați ceea ce fac. Iar noi vom continua. Eu voi continua împreună cu dumneavoastră acest rând. Am intrat de ceva timp la această temă a lucrărilor pentru Paște și vreau să mai continui cu câteva tutoriale. În care voi încerca să vin cu alte noutăți. Am ajuns și la capătul acestui rând, am obținut cele 24 de piciorușe scurte, voi continua rândul următor, lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, în următorul picioruș voi face o mulțire. Voi lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului, am obținut cele 30 de piciorușe scurte, voi continua lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Am obținut cele 36 de piciorușe scurte. Acum vom face un număr de 5 rânduri de câte 36 de piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Acest tutorial este adresat în special doamnelor începătoare, pentru că nu este greu de realizat și de aceea am ales acest puișor, pentru că este și ușor de realizat, dar așa cum vă spuneam, nu se găsește tutorial în limba română. Deci vom lucra aceste 5 rânduri de câte 36 de piciorușe scurte, după care ne vom întâlni să continuăm lucrarea noastră. Am ajuns la capătul celor 5 rânduri de câte 36 de piciorușe. Acum voi continua lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, după care voi face o scădere. Voi continua astfel pe întreg parcursul rândului. Iar la sfârșitul acestui rând vom obține din nou un număr de 30 de piciorușe scurte. Deci 4 piciorușe scurte, cel de-al patrulea,
urmat de o scădere. Aici am găsit o imperfecțiune a firului. Luăm doar prima jumătate a următoarelor două piciorușe și am lucrat scăderea. Iar noi vom continua singure și ne vom întâlni la capătul acestui rând. După ce am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum vom face 2 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. 2 rânduri de 30 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestor 2 rânduri. Am ajuns la capătul rândului, la capătul celor 2 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Acum voi continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1 2 Cel de-al treilea, după care voi face o scădere. Voi repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Deci 3 piciorușe scurte, o scădere, după care vom continua singure și ne vom întâlni la capătul acestui rând. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o scădere, am repetat de 6 ori pe întreg parcursul rândului, am obținut 24 de piciorușe scurte. Acum vom face 2 rânduri de câte 24 de piciorușe scurte. Deci vom repeta picioruș cu picioruș 2 rânduri. Iar noi ne întâlnim la capătul acestor 2 rânduri. Am ajuns la capătul celor 2 rânduri de câte 24 de piciorușe scurte. Acum voi continua lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom continua repetând pentru un număr total de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Sper că reușiți să vedeți. Dacă ați ști cum sunt cocoțată aici pe un scaun, să pot filma în modul în care să puteți urmări. Deci 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Acum vom trage un pic firul și vom lăsa deoparte partea principală a corpului și ne vom ocupa un pic de ochișori, pentru că va trebui să fixăm ochișorii. Pentru ochișori vom face cercul magic, în interiorul căruia vom face primul picioruș scurt. De început vom continua cu 6 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 Cel de-al șaselea, vom închide cercul magic cu fir alunecat, așa cum ne-am obișnuit deja.
iar următorul rând vom face un număr de 6 înmulțiri. Deci, la sfârșitul rândului vom obține 12 piciorușe scurte. Avem 2. Șase, opt, zece, douăsprezece. În acest moment vom lăsa o bucățică de fir mai lung pentru cusut, doar pentru unul dintre ochișori. Eu unul, primul l-am pregătit deja, acesta îl voi lăsa un pic mai scurtuț. Vedeți, primul are firul destul de lung să pot coase. Voi închide aici, voi trage bine, voi ascunde acest capăt de fir de desubt. Și vom trece să fixăm ochișorii. Veți vedea de ce m-am oprit aici, voi scurta aceste capete de fire pe care le punem deoparte. Vom avea nevoie de ele. Din acest moment, noi vom trece la fixarea ochișorilor. Voi alege o culoare albastră, exact așa cum sunt ochișorii din revistă. Voi fixa în centrul cercului alb și în corespondența rândurilor 14 și 15 vom fixa ochișorii. Rândul 14 și 15 sunt cele două rânduri pe care le-am lucrat, cele două rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Deci am avut două rânduri de 30 de piciorușe scurte, după care am continuat cu scăderile. Aici le vom fixa ochișorii. Vom pune șuruburile de siguranță. Exact alături îl voi fixa pe cel de-al doilea. Vor fi alături unul de celălalt, pentru că apoi le vom coase. Vom coase ochișorii, să vedem, să introducem exact unde trebuie, găsim locul exact. Aici este un pic mai migălos. În cazul în care nu aveți ochișorii cu șurub de siguranță, puteți folosi ochișorii care se lipesc. Am fixat ochișorii, acum cu acul pentru cusut lână, voi coase de jur împrejur. Puișorul este micuț, nu este foarte mare, după cum vedeți. Mai întâi și mai întâi voi une între ei.
dată? După care voi trece și voi coase de jur împrejur pentru a le da siguranță. Pentru a le da și forma adecvată. După cum vedeți, acum la început pare a fi o bufniță, însă în momentul în care vom aplica și năsucul, bineînțeles că va prinde o altă formă. Acesta vom coase de jur împrejur . Acum voi trece în corespondența celui de-al doilea ochișor, îl voi fixa și pe acesta. Vedeți, este simplu, nu este greu de cusut, mai ales că avem spațiu unde să spațiu de manevrare a lucrării, pentru că nu este umplută și aceasta ne ajută foarte mult. Acestea sunt lucrurile mai de migală, un pic mai care necesită un pic mai mult timp. Dar ajungem și la capăt aici. Acest capăt îl vom ascunde dedesubt. Imediat, nu se va vedea. Acesta este capătul unde am început, unde am închis cercul magic. Vom face în felul acesta. Chiar dacă rămâne un pic și se vede, nu are prea mare importanță, pentru că aici va veni cusut năsucul. Voi pierde firul undeva aici pe spate, după care vom continua cu lucrarea. Face un nod, cel de-al doilea. Iar capătul de fir îl lăsăm înăuntru. Îl vom pune aici. Vom trece să lucrăm năsucul pe care îl vom aplica exact aici, în mijloc. Unde este acest capăt de fir, cu culoarea portocalie, voi pune aici, cu portocaliu, voi începe un cerc magic, în care voi lucra, ca de obicei, un număr de 6 piciorușe scurte, cel de-al șaselea,
Voi închide cercul magic cu fir alunecat. Voi continua un nou rând de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cel de-al șaselea. Bine, cel de-al șaselea. Aici vom închide lucrarea, vom scurta firul. Din nou voi lăsa firul un pic mai lung pentru că va fi nevoie să cos nusucul. Acesta. Aici vom încerca să introducem o bucățică din acest fir, dacă stă, dacă nu îl scurtăm și îl vom folosi pentru a umple jucăria și vom trece la cusut. Vedeți cât de micuț, îl vom pune exact aici pe mijloc și în felul acesta vom ascunde și acea parte unde am închis ochișorul. Voi intra așa un pic de jur împrejur. Pentru a lucra astfel de jucărie este nevoie de foarte mare răbdare și să nu-ți tremure mâinile așa cum îmi tremură mie. Așa cum îl fixez exact. Mâinile mele îmi tremură din cauza problemelor de sănătate pe care le am. De aceea uneori pare că sunt neîndemânatică. Însă această problemă mă împiedică uneori să fac anumite lucruri mai de finețe. Am cusut și nasucul, l-am fixat la locul lui. Acum voi închide aici de desubt lucrarea. Voi ascunde firul. Voi face un nod. Și voi lăsa firul înăuntru. Din acest moment putem începe și să umplem jucăria.
Voi introduce un pic de melană, pentru că după aceea ne va fi mai greu să lucrăm. Vom pune modul în care jucăria să fie perfect umplută. Vom da formă, iar acum vom continua rândul următor. Voi pune și aceste capete de fire aici înăuntru, pentru că nu vreau să se risipească, inutil. Și vom continua. Eu sper că s-a văzut ceea ce am făcut până acum. Pentru rândul următor, vom continua lucrând un rând de piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește și vom lucra un rând de piciorușe scurte. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Aici avem, așa cum știți, 18 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând. Vom continua rândul următor, lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom proceda astfel pe întreg parcursul rândului. Un picioruș scurt, o scădere. Pe măsură ce vom lucra, dacă este nevoie, vom adăuga câte un pic de melană, scădere, piciorul scurt, o scădere, piciorul scurt, o nouă scădere, iar acum un picioruș scurt și ultima scădere. Va fi nevoie să punem din nou un pic de melană, să umplem bine jucăria, puișorul. Ne vom ajuta de croșet. Este nevoie din nou de un pic, pentru că dacă nu este bine umplut, nu are formă, va sta pluștit. Așa. Acum este bine, iar rândul următor vom lucra scădere după scădere. Vom face un număr de 6 scăderi consecutive. Avem una, două,
3.5 și ultima scădere, cea de-a 6. Iar acum vom scurta firul și vom închide lucrarea. Cu acul vom închide aceste ultime piciorușe. Apoi vom trece mai departe. Vom ascunde firul undeva dedesubt. Modul în care să nu se observe. În felul acesta. Vom scurta. Și vom trece să lucrăm creasta. Vom pune deoparte. Vom face un cerc magic, vom face primul ochi, primul picioruș scurt. Voi continua cu 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3. 4, 5, cel de-al 6-lea, voi închide cercul magic, cu fir alunecat, iar acum vom lucra două rânduri de câte 6 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6 și voi face și cel de-al doilea rând de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al 6-lea. Aceasta este prima parte. Vom
tăia firul. Vom lăsa o bucățică pentru a putea coase. Vom închide lucrarea și vom executa și cea de-a doua parte în mod identic. Aici înăuntru vom introduce acest capăt de fir, va ține loc de umplutură. Deci două astfel de bucăți pe care apoi le vom coase. Vom trece la aripi și aripile vor fi lucrate în același mod, amigurumi, în cercul magic. Am făcut primul ochi de lanț, primul piciorul scurt, scuzați. Voi continua cu 6 piciorușe scurte. Eu sper să se vadă ceea ce fac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voi închide cercul magic cu fir alunecat. Voi continua rândul următor lucrând câte o mulțire în fiecare picioruș, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am lucrat cele 6 mulțiri, acum avem un număr total de 12 piciorușe scurte, vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o înmulțire, iar după ce vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, vom obține un număr de 18 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, vom scoate firul despărțitor, vom pune lucrarea în două, acest capăt de fir îl introducem în mijloc, va face de umplutură, în felul acesta, vom pune lucrarea în două și cu piciorușe scurte vom închide de jur împrejur, vom forma aripioara. În felul acesta vom intra în corespondența fiecărui picioruș de o parte și de cealaltă. Un pic mai greu aici, se vede că am strâns mai mult firul. În momentul în care ajungem la capăt, vom face ultimul picioruș scurt, vom scurta firul și vom închide. Vom lăsa firul un pic mai lung pentru că vom avea nevoie să coasem. Vom închide lucrarea și aripioara este gata. Bineînțeles, avem nevoie de două astfel de aripioare. Iar acum vom trece să coasem.
Eu am cusut deja prima aripioară și prima parte a crestei. Acum vom coase partea următoare. Vom termina creasta. Pentru a închide mai ușor și a coase mai ușor, am pus capătul de fir care mi-a rămas înăuntru, acela pentru umplutură. Voi coase un pic în felul acesta. Ne va fi mai ușor să atașăm creasta la locul ei, iar acum o vom coase alături de cealaltă, așa cum ați văzut și în fotografia pe care v-am prezentat-o. Aici vom veni cu ultima cusătură, după care vom ascunde firul de dedesubt, îl vom pierde undeva. Voi introduce din nou firul pentru a-i da mai multă siguranță. Iar acum voi trece să cos aripioara. Capetele de fire întotdeauna le punem deoparte. Veți vedea că este identic, identic cu cel din fotografie, revistă. După cum vedeți aici, în direcția ochilor am cusut prima aripioară. Acum o voi atașa pe cea de-a doua. Ne uităm să fie exact. Nu este nevoie să coasem mult. Vom da câteva cusături. Atât cât să o fixăm bine și să fie un pic depărtată de corp, ca și cum puișorul ar vrea să-și ia zborul. Acum voi pierde și acest capăt de fir. Îl vom scurta și pe acesta. Ia uitați-vă. Și vom trece la ultima parte, la piciorușe. Acum vom lucra piciorușele cu firul maro. Dacă aveți un maro mai închis la culoare, cu atât mai bine. Eu am doar acesta. Voi forma pentru început un cerc magic. În interiorul acestuia voi lucra un număr de 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5.
Începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, mă voi întoarce în jos și voi face 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, voi intra în cercul magic cu fir alunecat, voi continua cu 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea, începând cu cel de-al doilea picioruș, mă voi întoarce înapoi cu piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, voi intra cu fir alunecat din nou în cercul magic, voi repeta din nou 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, mă voi întoarce înapoi, începând cu cel de-al doilea, și voi lucra 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte, voi intra în cercul magic, voi face un picioruș scurt, iar acum voi întoarce lucrul în felul acesta și voi face un rând de piciorușe scurte în jurul fiecărui dintre acestea, cu diferența că în vârful fiecărui degețel, să-l numim așa, vom face 2 piciorușe scurte. Am ajuns în vârf, aici fac 2 piciorușe scurte, după care mă întorc pe partea cealaltă. Continuând cu piciorușele scurte. Voi trece la următorul degețel și aici voi face din nou piciorușe scurte până în vârf, aici în vârf voi face 2 piciorușe scurte, mă întorc pe partea cealaltă cu piciorușe scurte, deci mă întorc în jos înspre cercul magic, voi trece la următorul picioruș, la ultimul. Repetăm. În vârf vom face din nou 2 piciorușe scurte. Ne întoarcem pe partea cealaltă cu piciorușe scurte.
Vom intra în cercul magic. Vom face un picioruș scurt. Acum vom strânge cercul magic în felul acesta. Vom uni cele două părți cu fir alunecat. Deci vom face un fir alunecat aici. Vom face 15 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Și începând din cel de-al doilea ochi de lanț, ne vom întoarce în jos cu piciorușe scurte. Ne apropiem de sfârșitul lucrării. Eu sper să vă placă. Între timp, vreau să vă urez bun venit tuturor noilor înscriși pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile frumoase. Sunt o bucurie pentru mine să văd că ceea ce lucrez este apreciat. Încet, încet ne apropiem și de sfârșitul piciorușului. Voi face aici ultimul picioruș scurt, după care voi închide lucrarea. Voi tăia firul. Iar aceste capete de fire le vom ascunde de desubt, în modul în care să nu se observe. Puteți să le ascundeți cu acul dacă vă este mai ușor. Eu le ascund cu croșetul, așa cum v-ați obișnuit că fac de obicei. Voi scurta aceste capete de fire și nu ne rămâne decât să punem și piciorușele. Vom avea nevoie de două, bineînțeles. Eu primul l-am lucrat deja, acesta este cel de-al doilea. Voi pune un fir maro și le voi atașa corpului. Îmi iau un pic de timp. Vom lua puișorul, voi intra de aici, de undeva din mijloc.
ascunde acest capăt de fir, în modul în care să nu se observe. Voi lua primul picioruș și îl voi coase un pic. Atât cât să-i dau stabilitate. Vedem de unde intrăm. Un picioruș, apoi vom atașa pe cel de-al doilea, de partea cealaltă, vedeți unde ies coacul. Îl voi pune și pe acesta, îl voi coase. Așa, la urmă trebuia să se încălcească, pentru că altfel nu se poate termina lucrarea dacă nu ne încălcim un pic. Mai dăm un punct pentru a fi mult mai stabil. Și apoi voi pierde firul undeva de desubt. Dar înainte de aceasta putem, pentru a corespunde cu cel din fotografie, putem să punem un punctișor aici, să coasem între ele cele două piciorușe, dacă doriți. Eu le voi lăsa așa, pe ale mele, pentru că le voi puncta apoi cu un pic din lipiciul lichid. Voi scurta firul. Vom da un pic deoparte toate acestea și uitați-vă. Puișorul bio, care după cum vedeți, apoi în momentul în care îi voi lipi piciorușele, este identic cu cel prezentat în revistă. Eu sper că v-a plăcut ceea ce am lucrat astăzi, chiar dacă m-am încurcat un pic. Să știți că eu la două jumătate eram deja aici, la lucru, noaptea, nu ziua. Vor urma două zile de sărbători. Vreau să urez un călduros la mulți ani pentru 8 martie tuturor doamnelor, domnișoarelor, mamelor, mămicilor, bunicilor care sunt pe acest canal de YouTube, și apoi va fi sărbătoarea celor 40 de sfinți. Eu atunci voi încărca acest tutorial. Voi încheia așa cum închei întotdeauna, cu o îmbrățișare pentru fiecare. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Tatiana Andrieș. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat astăzi, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like și vă doresc o zi minunată tuturor. La revedere!